foc. A luat foc. Bombieri. Tu ești prost, ăla. Ce meserie, bă, frate. Bine, bravo! Deci a rămas fără vorbe. Un moment fenomen absolut memorabil la România au talent, creat din dedicare totală și pregătire psihologică. Laie tocmai și-a înscris o nouă reușită în palmares. Fiecare secundă de risc din cascadorie a fost controlată. Securitatea execuției a fost îndelung plănuită. Ce nu știți voi este că pentru obținerea acestui moment demn de Hollywood, maestrul a găurit rezervorul de 3 litri de benzină, special ca mașina să ia foc din cauza șocului. Vai de capul meu! Mamă, 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 fantastic! Andra, fii atentă că vin! Pentru mine, Doamne! Trebuie să vă spun ceva, nu știu cum ați simțit noastră cascada, dar pentru Anda a fost cea mai dificilă dintre toate. Adică asta a fost cascadoria vieții ei. Chiar a fost. Să ne spună ea cum a simțit momentul. M-au trecut toți fiori, n-am simțit parcă niciodată frica asta. Nu sunteți sănătoși la cap. Mulțumim, dar ne-ați adus, cred că cel mai... Bine? Cel mai fenomen, moment, cel mai... Nu știu să exprim ce am putut să simt. Băieți! Nu, e ceva nemai văzut până acum la noi în România. Deci tot timpul ne întreabă cineva dacă ne mai surprinde ceva în ediție, de 14 ani. O, da!
E, uite, acum ăsta a fost un moment surprinzător. Am dorit să nu vă pară rău că m-am scos afară din confort. Nici nu se pune problema să ne pară rău. Vreau să vă întreb ceva, că pentru noi totul a decurs foarte repede și oricum a fost un fel de stare de șoc. Nu știu cum a fost pentru colegii mei, dar pentru mine mă cert. Aș vrea să vă întreb cum a fost pentru voi doi. Cum ați trăit momentul ăsta? Sunt foarte curios. Acum, într-o carieră de meserie ca asta, cred că s-au cam dus emoțiile. Sunt emoții din punct de vedere familial, pentru că întotdeauna când el făcea o cascadă, eu ajungeam primul la mașină. Ori acum nu știam ce s-a întâmplat dincolo de mine, așa cum nici el nu știa ce s-a întâmplat dincolo de el. Și asta mi-a creat o stare de atenție mai mare. De curiozitate, câți kilometri aveați la oră când ați urcat pe rampă? Te poți uita, Pavele, la bord, că nu am niciun fel de ceas. Nici ceas de mână nu am la bord. Eu la antrenamente am fost cu ochii pe kilometraj. Așa? Acum am uitat, să știți. Am fost atent la laie, la sincron, la felul în care atac trambulina. Am fost puțin distras, habar nu am. Ați avut vreo clipă, vreun moment din ăsta de teamă că s-ar putea să nu iasă? Doar sunt curios ce e în mintea cascadorilor atunci când vine momentul efectiv în care se filmează. Că aici nu e că poți să repezi ceva și pe aia tragi dublă. Ăsta e. Wow. Un lucru care e greu să fie spus în cuvinte. Adrenalina îți cufundă tot corpul și creierul. De-aia și sunt aici, suport pentru tata în seara asta. Vreau să-l susțin în ceea ce face și vreau să vă zic că ne simțim bine, mă bucur că a ieșit, că v-a plăcut. După reacțiile voastre, cred că am făcut o treabă bună. Așa că n-aveți decât să ne jurizați în consecință. Da, eu cel puțin sunt într-o... Jurizăm, păi nu, fii atent, eu sunt într-o dilemă foarte mare și vă zic de ce. Dacă eu dau da, da, înseamnă că e foarte posibil să trecem printr-un moment similar în etapa următoare. Poate chiar mai spectaculos. Poate probabil mai dificil. Mai spectaculos. Eu i-am văzut pe copiii tăi plângând. Știu ce am simțit eu. Și acum eu ce fac? Dau da să-i văd din nou pe copiii aia plângând? Sau dau nu să zic nu, nene, mie mi-a ajuns? Te rog. Data viitoare venim fără copii și nu mai se vezi. Nu o să mai vezi pe nimeni. Bobo. Eu sunt fără cuvinte. Eu nu credeam că o să apuc să trăiesc așa ceva la România au talent. Cred că este un har pe care îl aveți. Atât dumneavoastră, cât și fiul dumneavoastră. Mulțumim. Iar suflet, dacă e vorba de copii, același lucru. Eu sunt în aceea situație. V-aș da, da, dar n-aș mai vrea să mă mai văd nepoții plângând. Dar pe de altă parte mă gândesc la fiul dumneavoastră, care a trecut și el prin asta la un moment dat și cu toate astea e aici și a zis ceva foarte frumos. Am venit la sprijin pentru tata. Adică e o chestie de tată, fiu și de familie. Și asta este de apreciat pe lângă tot momentul. Jos pălăria în fața dumneavoastră, sunteți mega meseriași. Mulțumim frumos pentru cuvintele frumoase. Vreau să vă mai spun ceva. Acum a venit momentul adevărului, ca să zic așa. Vreau să ne-ați oferit tot ce ați avut să ne oferiți mai bun. Urmează să încercăm să venim și noi cu ceva la schimb. Eu îl dau primul cu toată lumea. 1, 2, 3. Da! E primul. 1, 2, 3 și da! Dacă 2. Hai că mi-am făcut și eu curaj. Asta pentru că o să ziceți și voi cu mine. Da! La care am simțit cel mai intens. Și eu nu cred că la emisiunea asta o să mai simt atât de intens. Voi faceți film. O să vă rog să vă închipuiți că sunteți la film. Aici în față e masa noastră, că sunt mai multe butoane în față. Da? Să fac asta, pare că este un film de acțiune, de Mission Impossible, de ce vrei tu. Când vezi atât de dedicați
și atât de fericiți. Pentru că a avut ocazia să arate ceea ce pot să facă, atunci te bucurești pe tine. E un moment unic în istoria României. Vă mulțumim din suflet și ceea ce ați făcut astăzi pentru noi a pus o presiune extraordinară. Abia aștept să vină semifinala. Etapa. Vreau să vă mai zic ceva. Golden Buzz-ul ăsta nu e numai pentru voi doi, e pentru o breaslă întreagă. Corect, mii de mulțumiri, colegii. Ne vedem în semifinală! Mulțumim din suflet pentru tot. Fără dar și poate că e fenomen. Adică, ok, să faci cascadorii la 40 de ani când nu te temi de nimic, poți să zici, da, domne, e doar spectaculos. Dar când la 72 de ani faci ce a făcut el, da, e fenomen. Oricum, e un moment de curaj și de bărbăție pe care nu am cum să nu-l admir. Mi se pare că e extrem de emoționant să realizez că oamenii ăștia fac pe bune tot ceea ce fac și așa au făcut toată viața. Știi ce au mai făcut ei, Andy, acum? V-au ridicat nivelul, de la, nivelul emisiunii astea undeva unde n-a ajuns până acum. Așa adică este, da. E un mare atui, un mare avantaj pentru noi. E un început, auzi? Adevărul e că este un tip de emoție dusă la limită. Și eu cred că un moment în care să văd și atât de mult profesionalism, dar și nivelul ăsta de emoție, nu o să mai întâlnesc. Când nu ne-a spus nimeni nimic. A fost pentru noi, a fost surpriză total. Noi am văzut când veneați de acolo. Ne-ați uitați-vă încolo. Am văzut rampa, am încercat să ne gândim, dar nu am știut, efectiv. Dar când s-a aprins mașina, eu sunt pasionat de Formula 1. Nu, le-am dat seama că acolo nu mai era cascadorie. Reacția voastră că e confirmarea ceea ce... Nu că e confirmare, sunteți foarte talentați și mă bucur că ați venit să ne arătați și nouă. Adică e cel mai spectaculos număr de până acum la România Autoren. Bravo! Am văzut un om care și-a dăruit toată viața cinematografiei și cascadoriei pentru cinematografie, care a adunat toți anii ăștia în el și care a venit cumva să-și împlinească și cariera întreagă și să-și depășească barierele. E important ca lumea să înțeleagă că ce faceți voi e o chestie super profesionist. Că bune, adică... Hai să-l vreau să spun, asta... să nu fie confundată cu oameni fără de șir rămân sau cu niște temerari care să vor să impresioneze doar așa că să știi că am zis asta și mai devreme, că e o diferență între un cascator profesionist și unii care s-au dat ei cu mașinile sau au călărit nu știu cât timp.